I-am zăcut de anul nou, e rândul meu să vă salut, să vă urez ceva special de anul acesta. Și cu siguranță toți cunoașteți textul din Matei, capitolul 11, versetele 28 la 30. Imaginați-vă că Domnul Iisus Hristos face această urare de anul nou. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră, jugul meu este bun, sarcina mea este ușoară. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Trăim într-o lume zbuciumată și nu știm ce ne va aduce anul. Și toți am tânjit după odihna despre care spune textul nostru. Dar ce mi se pare interesant este că Domnul Iisus ne spune că odihna o găsești doar în jug alături de El, sub sarcina Lui. Atunci când ți-ai găsit rostul în viață, când nu trăiești degeaba, când tot ceea ce faci pregătești pentru dincolo, când strângi comori pentru cer, când te preocupă mântuirea oamenilor, doar în jug alături de Hristos găsim odihna. Mulțumesc frumos pentru toate cântările voastre, special pentru ultima. Într-adevăr, sângele lui Hristos ne aduce în spațiul vieții creștine. Și viața creștină, dragii mei, are cel puțin două aspecte. Trebuie să existe un început și trebuie să existe o continuare a acestei vieți. Începutul este intrarea pe o poartă și, pe urmă, trebuie să umbli pe o cale. Și așa cum s-a deschis înaintea noastră anul 2024, nu știm calea care stă înaintea noastră, dar dacă ai intrat pe poartă, și în anul acesta trebuie să umbli pe cale alături de Hristos. Dați-mi voie să le iau pe rând. În primul rând, niciunul dintre noi nu ne-am născut în spațiul vieții, dar viață biologică avem, mulțumită lui Dumnezeu și părinților noștri, dar aici este vorba de altceva. Când Dumnezeu spune în ziua care vei mânca din el, vei muri negreșit. Deși Adam și Eva au ieșit din Eden și au trăit viața, au avut copii, dragii mei, moartea în lumina Scripturii este această rupere a relației cu Dumnezeu. Și din acest punct de vedere, toată lumea zace în cel rău. În păcat m-a zămislit mama mea, cu alte cuvinte, unul dintre noi nu se pomenește în spațiul vieții. Ca să treci din moarte la viață, trebuie să găsești singura ușă care desparte aceste două realități. Dragii mei, atât de reală este moartea, încât Pavel în Efeseni, capitolul 2, primele 6 versete spune: voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Și apoi Pavel se include și pe sine. Între ei eram și noi toți odinioare, când trăiam în poftele firii pământești, făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești ca să demonstreze iubirea și slava Lui în întregul univers. Ca să vii din moarte la viață, Dumnezeu a deschis o ușă. Și asta celebrăm, dragii mei, în această seară. În Ioan, capitolul 10, versetele 9 și 10, Domnul Iisus spune: eu sunt ușa. Cine intră prin mine, găsește mântuire. Va intra, va ieși, va găsi pășune. După care el continuă: atenție, hoțul nu vine decât să fure, să junghie, să prăpădească. Dar eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Observați, există o singură poartă din împărăția întunericului, împărăția luminii, din împărăția morții, în împărăția vieții. Și această poartă o celebrăm de fiecare dată când frângem pâinea și când luăm paharul în mână. El, doar El, este poarta de la moarte la viață.
În Coloseni, capitolul 1, versetele 13 și 14, Pavel își începe astfel epistola. El, Dumnezeu, ne-a izbăvit din împărăția întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Dacă mă întorc, ne-a izbăvit din moarte și ne-a strămutat în viață. Ne-a izbăvit din împărăția întunericului și ne-a strămutat în împărăția dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său. În ziua de Rusalii, când mulțimea străpunsă la inimă de cuvintele lui Petru strigă, fraților, ce să facem? Petru creionează poarta dinspre moarte la viață pentru întreaga istorie. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Numai Dumnezeu ne cunoaște, dragii mei. Faptul că aparținem unei biserici, ne-am lipit de o religie, de o denominație, încă nu garantează mântuirea noastră. Și de aceea, dacă vrei să te întrebi, acum la început de an, dacă ai intrat sau nu pe poartă dinspre moarte la viață, întreabă-te în dreptul celor trei lucruri. Pocăință, botez și primirea Duhului Sfânt. Cine n-are Duhul lui Hristos nu este a Lui. Dar ca să primești Duhul lui Dumnezeu, să te întorci înapoi în brațele Tatălui, să poți rosti fără să minți rugăciunea Tatăl nostru, mai întâi trebuie să-ți recunoști starea, apoi trebuie să mori împreună cu Hristos prin botez. Și abia când păcatele, dragii mei, sunt rezolvate prin moartea noastră împreună cu El, prin îngroparea noastră împreună cu El, Dumnezeu coboară să locuiască în trupurile noastre și devenim temple ale Duhului Sfânt. Dar spuneam că viața creștină nu se oprește doar la a intra pe poartă, ci trebuie să continue cu umblarea pe cale. Lucrul acesta l-afirmă Petru în continuare, în capitolul 2, versetul 42. Și ascultați ce făcea biserica primară în umblarea ei pe cale. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciunii. În învățătura apostolilor, în pridvorul lui Solomon, auzeau cuvântul. Dar tot ce auzi astăzi, în 24 de ore pierzi. Ca să duci mai departe procesul, trebuie să înțelegi cuvântul. Și în legătura frățească puteau discuta, puteau întreba, se puteau frământa. Și doar acolo, în legătura frățească, înțelegi cuvântul. Ca apoi să vii cu ce ai înțeles înaintea lui Hristos, acum când frângem pâinea și întindem mâna după vin, să-i spunem da sau nu. Vreau sau nu vreau să trăiesc în lumina lucrurilor înțelese. Iar dacă ai curajul să spui da, doar rugăciunile îți pot îndupleca inima să faci ceea ce vrei să faci și știi că trebuie să faci. Și de aceea, dragii mei, în această înlănțuire se definește umblarea noastră pe cale. Trebuie să auzi cuvântul, să înțelegi cuvântul, să vii înaintea lui Hristos cu ce ai înțeles și apoi să te așezi pe genunchi, să ceri puterea Lui să te ajute să trăiești cuvântul. Este prima cină din an și în seara aceasta am vrea să creionăm tot parcursul până în decembrie, dacă Domnul ne va îngădui să trăim. Și întrebarea pe care o pun este cum anume ne croim drumul, de pildă, la cina Domnului într-un an de zile în Biserica din Iris. Acum, dacă cei din Betel ați fost cu noi, îmi pare rău, dar va trebui să veniți cu noi toate cele 12 prime duminici din an la cina Domnului, ca să continuați ceea ce veți auzi în seara asta. În seara asta doar pun întrebarea cum anume ne croim drumul și din ce este compus drumul pe care noi pornim. Dar la cina Domnului, pentru că noi celebrăm ce a făcut El pentru noi, vestim moartea Lui și îl pomenim pe El, rămâne o întrebare pe care trebuie să ne-o punem. Ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Cum răspundem ca biserică la o astfel de întrebare? Ca să nu inventăm noi drumuri pe care să pornim, lucruri pe care să le celebrăm la cina Domnului. Ce anume din Scriptură mă ajută să răspund la această întrebare în mod informat, în mod conștient, în mod deliberat? Poate pentru unii dintre noi este complicat ca la început de an să ne întoarcem în cartea Daniel.
În capitolul 10, Daniel primește o vedenie prin care Dumnezeu vestește o mare nenorocire. Și el, frământat, pentru că nenorocirea vizia poporul lui, stă 21 de zile, se roagă și postește și așteaptă un răspuns din ceruri. Și la un moment dat apare un om în haină de in. Și ascultați ce îi spune: Daniele, om prea iubit, din momentul în care ți-ai pus inima să înțelegi și să te smerești înaintea lui Dumnezeu, a ieșit răspunsul. Și acesta este tiparul danielic, dragii mei. Când un pământean ia în serios revelația lui Dumnezeu, își pune inima să înțeleagă revelația lui Dumnezeu și apoi smerește inima ca să împlinească ceea ce a înțeles, cerul se pune în mișcare. Și asta este experiența lui Daniel și asta este experiența sfinților de-a lungul istoriei. Cum aplicăm la noi? Dragii mei, în biserica noastră de ani de zile călătorim prin Scriptură, carte după carte. Și încercăm să ascultăm vocea Domnului vorbindu-ne prin cărțile Scripturii. Dar la un moment dat, vocea se oprește, se face tăcere și Dumnezeu așteaptă răspunsul nostru la ceea ce ne-a vorbit El. Dați-mi voie să iau acest tipar și să încerc o retrospectivă și o perspectivă pentru seriile de la cina Domnului. În 2022, ca temă majoră am avut istoria afacerii unui nume. Numele este legat de nevoia de semnificație săpată în fiecare dintre noi. Și, dragii mei, de când ne naștem, dăm din coate și delegăm într-un fel de lucrurile din jurul nostru, din deșertăciunea acestei lumi, în nădejdea că ne vom face un nume. Am luat două cărți în 2022, Genesa și Apocalipsa. În Genesa, Nimrod adună toată populația planetei și le oferă o posibilitate de a-și face un nume. Haideți să ne zidim o cetate, un turn al cărui vârf să atingă cerul, să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. De sub umbra turnului Babel, Dumnezeu îl cheamă pe Avram. Avrame, ești din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău. Vino în țara pe care ți-o voi arăta. Am să-ți fac un nume mare. Te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Sunt două moduri de a trăi viața. Să dai din coate, să-ți faci un nume. Sau să stai în prezența lui Dumnezeu, să-L lași pe El să-ți facă un nume. Dar e vreo diferență între cele două? Dragii mei, este uriașă diferență. Observați, noi am apucat Biblia de cele două margini, Genesa și Apocalipsa. Veniți cu mine în Apocalipsa. Două destine determinate de numele pe care ți-l faci sau care ți se face. Cei care și-au făcut un nume se pomenesc cu numele fiarei pe frunte și pe mână, pentru că și-au trăit viața gândind și trăind în baza principiilor împărăției întunericului. N-au fost izbăviți din moarte și aduși la viață. Cel cărora Dumnezeu le face un nume, au pe frunte și pe mână numele lui Dumnezeu, a noului Ierusalim și numele cel nou a Domnului Iisus Hristos. Dar numele determină destinul veșnic al oricăruia dintre noi. Deci, nu-i tot una ce nume porți, nu-i tot una după ce alergi în 2024. În anul trecut, în 2023, am dus gândul mai departe și am zis: Doamne, dacă este așa o diferență între cele două nume, cine este acela care îmi face un nume și cum? Și a doua întrebare: care sunt condițiile în care lucrul acesta să se întâmple? Și am avut înaintea noastră alte două cărți, Matei și Deuteronom. În Matei ni s-a prezentat împăratul, mirele ceresc. Și, dragii mei, singurul mod de a purta numele lui este de a deveni mireasa lui, de a ședea cu el pe scaunul lui de domnie. Singurul mod în care Dumnezeu îți poate face un nume. Dar care să fie condițiile ca lucrul acesta se întâmple pentru oricare dintre noi? Dați-mi voie să iau doar marele șema din Deuteronom, capitolul 4, capitolul 6, versetele 4 la 6. Ascultă, Israele,
Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să n-ai alți Dumnezei afară de El, da? Ci textul spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Poruncile pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula, să le legi ca niște semne de aducere aminte de pe mâini și ca niște fruntarii între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Dați-mi voie să reiau versetele 5 și 6. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Cum se face lucrul acesta? Versetul următor ne oferă cheia. Poruncile pe care ți le dau astăzi să-ți guverneze întreaga existență de când te naști și până mori. Dragii mei, Apostolul Ioan în capitolul 5, versetul 3 vine și rezumă marele șema din Deuteronom. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Dar dacă trebuie să păzesc poruncile Lui, mă întorc înapoi la tiparul danielic. Dumnezeu ne-a vorbit în anul trecut, da? Și noi trebuie să-i răspundem în anul acesta în bătăliile pastoral-misionare, în spațiul relațiilor dintre noi și a misiunii noastre în lume. Întrebarea de unde să ne luăm, într-un fel, acest ordin de luptă din partea capitanului, din partea împăratului, din partea Domnului nostru, a Domnului Iisus Hristos. Deuteronom ține de vechiul legământ, Matei ține de noul legământ. Dragii mei, noi nu mai suntem sub jurisdicția poruncilor din vechiul legământ. Am citat marele șema pentru că Domnul Iisus reia lucrul acesta în Matei, capitolul 22. Dar Matei vine și așează înaintea noastră Evanghelia Împărăției și ne lasă cu misiunea Împărăției. Și de acolo trebuie să ne luăm bătăliile pentru anul acesta. Vă aduceți aminte cum începe cartea Matei? Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Legământul davidic și legământul avramic vin să fie împlinite de pruncul născut în Iesle pe care tocmai l-am celebrat cu câteva zile în urmă. Atunci când am studiat cartea Matei, am așezat-o pe o menoră. Un simbol vechi testamental care în ziua cincizecimii se transformă total, dragii mei, în camera de sus. Duhul lui Dumnezeu coboară ca niște flăcări de foc pe capetele celor adunați înaintea Domnului. Noi devenim purtătorii luminii, purtătorii lui Dumnezeu în lume. Dar pentru asta mai întâi trebuie să înțelegem cine este El, verticala menorei, și care e misiunea noastră în împărăția Lui. Cine ești, Doamne? A, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Petre, nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. A, dar după ce ai ajuns în prezența lui Hristos, nu poți scăpa de a doua întrebare ca Saul din Tars pe drumul Damascului. Ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Dragii mei, când te adun la cina Domnului cu biserica lui Hristos, asta este întrebarea pe care trebuie să o punem. Ce vrei să fac? În Matei avem misiunea împărăției lui Dumnezeu. Priviți, vă rog, orizontala, linia misiunii. Verticala este linia împăratului. Odată ce te-ai întâlnit cu El, ascultă la ce ne cheamă El. Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Cu alte cuvinte, tot ce se întâmplă în viața mea trebuie să fie o preocupare pentru oameni, pentru a-i pescui, pentru a-i aduce la Hristos. Dar dați-mi voie să fug până la sfârșitul cărții. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Dragii mei, din Evanghelia după Matei, noi ca biserică din Iris, și dacă vreți să veniți cu noi, Betelul, vă primim în fiecare duminică, ca biserică din Iris am auzit glasul și chemarea Domnului și asta a creonat pentru noi bătălia
în spațiul pastoral și misionar pentru biserică. Și acum citiți cu mine, cu voce tare, ce aveți pe ecrane. Prin puterea lui Hristos, prin puterea lui Hristos să fim și să facem ucenici asemenea Lui. Cred că lucrul acesta se potrivește și la Betel, nu-i așa? Se potrivește, dragii mei, toată biserica din lumea aceasta și din istoria în care trăim. Pentru că Dumnezeu a rămas același, misiunea Lui nu s-a schimbat, încă nu sunt toți oamenii mântuiți. Și Dumnezeu ne cheamă să nu uităm la ce anume ne-a chemat. Dar ultimele versete din Evanghelie spune: faceți ucenici botezându-i și învățându-i. Și în general, bisericile noastre s-au blocat pe verbele dinaintea dumneavoastră. Avem baptistierul, deschidem ușile, îi muiem în apă, după care îi scoatem și îi priponim în bănci și le ținem predici. Și avem impresia că noi facem ucenici. Nu, dragii mei, citiți puțin mai atent textul. Textul spune: botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. În ce-i botez e important? A boteza înseamnă simplu, a cufunda. Dar poți cufunda în tot felul de lucruri. Puteți voi să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Domnul Iisus vorbea despre botezul suferinței, a patimilor Lui. Dar aici spune: faceți ucenici botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Dar ce, cum îi botez? Ce e aia numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh? Dragii mei, Sfânta Trăime ni s-a revelat în Scriptură. Baptistierul este Scriptura și ai boteza pe oameni, ai face ucenici înseamnă ai cufunda în adevărurile Scripturii pas cu pas până când se vor îndrăgosti de căile Domnului, până când vor călca pe urmele Lui. Dar apoi textul nu spune învățați-i, informați-i, ci învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și observați, lucrul acesta îl celebrăm la cina Domnului. Cu lucrurile înțelese la frângerea pâinii, venim să-i spunem: da, Doamne, vreau să trăiesc în lumina adevărurilor înțelese, sau nu, Doamne, sunt prea costisitoare pentru mine. Nu vreau să am nimic a face cu ceea ce am înțeles. Ai libertatea să alegi între viață și moarte. Dar pentru a face ucenici, trebuie să pornești la un proces de o viață. Oare la întâmplare a pus Dumnezeu copii în familia noastră cu care să petrecem nu zile, nu săptămâni, nu luni, ci ani de zile? A face ucenici este un proces de o viață. Prin puterea lui Hristos să fim, să facem ucenici asemenea lui Hristos, sporind și contribuind la cunoașterea Lui. Ori asta se întâmplă când cufunzi pe cineva în baptistierul Scripturii, când expui cuvântul lui Dumnezeu în mod sistematic și omul începe să înțeleagă căile Domnului. Ascultați cuvintele triste ale lui Dumnezeu, spuse unui popor care a văzut mai multe minuni pe metru pătrat de istorie decât orice alt popor, dragii mei. M-am dezgustat de neamul acesta. Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Au fost interesați de pântecele lor, dragii mei, nu de căile Domnului, de misiunea pe care Dumnezeu le-a dat-o când la Sinai le-a spus: îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Ca să sporești, să contribui în cunoașterea lui Dumnezeu, trebuie să pui carte lângă carte, adevăr lângă adevăr, să înțelegi căile Domnului. Dar ca să ne încurajăm la umblarea pe căile Lui, dragii mei, trebuie să ne încurajăm la ascultarea de Dumnezeu. În seara aceasta mi-am propus doar să deschid o fereastră spre ceea ce va urma în anul în care am intrat. Și dați-mi voie să iau doar câteva versete din Matei, capitolul 9, versetele 35 la 38. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând pe bolnavi, da, vindecând pe bolnavi și pe toate noroadele. Trei lucruri făcea Domnul Iisus. Învăța în sinagogi, propovăduia Evanghelia și pe urmă întindea o mână spre nevoile celor din jurul Lui. Versetul 36. Domnul Iisus vine și spune: când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi:
Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul lui. Din aceste câteva versete, nu voi intra în celelalte, le vom survola duminicile care urmează, dar aș vrea să scoatem câteva principii legate de implicarea noastră în misiunea împărăției. Iisus nu stătea cu mâinile încrucișate într-o sinagogă, ci colinda probabil cetățile și satele, intra în fiecare sinagogă, stătea de vorbă cu oamenii pe drum, dar observați, Iisus străbătea cetățile, toate cetățile și satele. Implicarea în secerișul lui Dumnezeu, ce scrie acolo, citiți cu mine, cere o angajare. Angajarea trebuie să fie deliberată, trebuie să fie conștientă. Nu poți sta cu mâinile încrucișate, ci trebuie să îți faci un plan, să pornești la acțiune. Iisus străbătea cetățile și satele și făcea trei lucruri. Învăța, propovăduia și vindeca. În Matei, capitolul 28, Domnul Iisus cu asta începe. Duceți-vă, spune Cornilescu. Duceți-vă. Cu alte cuvinte, dacă n-ai de gând să ieși din confortul vieții tale și să pornești la drum, să cauți oamenii, să întinzi o mână de ajutor celui de lângă tine, probabil că n-ai luat jugul lui Hristos pe umăr. N-ai pornit pe urmele Lui. Aduceți-vă aminte, în ziua cincizecimii, când Duhul Sfânt coboară peste biserica adunată înaintea lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, prin Duhul lui Dumnezeu, le spune: îmi veți fi martori din Ierusalim, Iudeea, Samaria, până la marginile pământului. Spuneți-mi ce s-ar fi ales de mântuirea noastră dacă Pavel n-ar fi făcut ce a făcut Domnul Iisus Hristos, dacă n-ar fi ascultat porunca, dacă n-ar fi pornit în călătoriile lui misionare, dacă n-ar fi trecut în Europa, dacă Ierusalimul s-ar fi mulțumit cu prezența lui Dumnezeu, ca timp de 16 secole, noi să mergem la ei. Nu, dragii mei, atunci s-a schimbat paradigma. Noi trebuie să pornim spre cei din jurul nostru. Implicarea în seceriș reclamă angajare, cere o angajare deliberată și conștientă. Dar dați-mi voie să mai citesc textul încă o dată. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod, în sinagogi, propovăduind Evanghelia, vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Toate acțiunile Domnului Iisus Hristos vizează oameni. E foarte mare lucru să stai să pregătești un cor frumos. Eu m-am bucurat de tot ce ați cântat. Să înveți la un instrument îți ia foarte mult timp și trudă. Întrebarea este dacă la capătul lanțului, a verigilor pe care le parcurg, nu sunt oameni, nu pe de dragul lor fac lucrul acesta, întrebarea este tot ce îmi voi alege, tot ce îmi voi zidi este un nume legat de deșertăciune și voi fi lăsat afară. Toate acțiunile Domnului Iisus vizeau oamenii. Uitați-vă la constatarea Lui. Când a văzut gloatele oamenii, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Dragii mei, și în biserica noastră sunt tot felul de lucrări. Unele mai în față, altele mai în spate. De pildă, cei care îmi pregătesc microfoanele și care aranjează lucrurile, s-ar părea că n-au nimic a face cu oamenii, că sunt ocupați cu tot felul de butoane și sârme. Dar imaginați-vă cât de importantă este lucrarea lor, mai ales pentru cei care ne ascultă de pe tot mapamândul acesta. Cât de important este când faci lucrarea gândindu-te la oameni ca să-i slujești cu tot ce ai și cu tot ce poți. Dragii mei, ești în secerișul lui Dumnezeu. Pentru că secerișul lui Dumnezeu vizează oamenii, nu lucruri, nu programe, dragii mei, decât dacă oamenii sunt slujiți prin ele. Domnul Iisus Hristos, în Ioan capitolul 4, stă de vorbă cu samariteanca și
Ea fuge repede în cetate să cheme pe sătenii ei să-l vadă pe cel care a spus tot ce a făcut. Între timp vin ucenicii și îi dau să mănânce. Și Domnul Iisus refuză, zice, eu am altă mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Zice, fi venit cineva să-i dea de mâncare? Zice, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. După care zice, ridicați-vă ochii. Nu e așa că mai sunt 4 luni până la seceriș? Dar uitați-vă că holdele sunt coapte. Tot satul venea la el. Și Domnul Iisus 2 zile, împreună cu ucenicii lui, au secerat pentru împărăția lui Dumnezeu un sat al samaritenilor. Dar Domnul Iisus nu se mulțumește să constate doar nenorocirea mulțimii, ci El își privește ucenicii în ochi și însărcinează să facă ceva. Atunci Iisus a zis, mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii, rugați dar pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul? La secerișul cui? La secerișul lui. Dragii mei, dacă secerișul este al Domnului, el este croit pe măsura lui, nu pe măsura mea. Dacă secerișul este al Domnului, este croit pe măsura lui, nu pe măsura mea. Secerișul Domnului, imens. Eu, cu resurse limitate, îmi traiesc doar cu câțiva peștișori și câțiva pești. Și mare e secerișul și puțin sunt lucrătorii. Pe măsura lui e secerișul, nu pe măsura mea. Dar ce îmi cere Dumnezeu? Să visez la ceea ce s-ar putea face, nu la ceea ce pot face. Nu lăsa să fii limitat de propriile tale resurse, de propriul tău potențial. El cinstește pe Dumnezeu când visez la ceea ce s-ar putea face. Dragii mei, Dumnezeu ne dă în loc de lemn, fier, în loc de fier, aramă, în loc de aramă, argint, în loc de argint, aur. Și dacă nu există această perspectivă în lucrarea pe care o faci, îți scade din inimă și scade din mână. Ceea ce m-a mișcat întreaga mea viață este să văd că se poate face un pic mai mult. Un pic mai mult. Visează la ceea ce s-ar putea face și nu te lăsa limitat de propriile tale resurse. Secerișul este al Domnului. Dragii mei, să stai de vorbă cu oameni care slujesc și lucrează și să-i auzi visând, este un lucru extraordinar. Este un lucru extraordinar. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă să ne îndrăgostim de secerișul Lui, să nu limităm secerișul Lui la potențialul nostru, la posibilitățile noastre. Dar uitați-vă ce spune textul, rugați pe Domnul secerișului să scoate lucrător la secerișul Lui. Când eu îmi recunosc puținul și când văd imensitatea secerișului, dintr-o dată realizez că ar fi nevoie și de alții în acest seceriș al Domnului. Și asta mă îndeamnă textul. Pune-te pe genunchi, începe să te rogi pentru oameni care pot face altceva decât faci tu, mai mult decât poți face tu. Și în felul acesta, dragii mei, mulțumim și îmbucurăm inima lui Dumnezeu. Domnul este cel care scoate lucrători la secerișul lui, nu comitetul, dragii mei, nu organizările noastre. Dacă Dumnezeu nu pune pe inima cuiva o lucrare, lucrarea aceea moare a doua zi. Eu am trecut prin lucrurile acestea, dragii mei, și o hotărâre încă nu-i suficientă, mai bun e sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Și de aceea doar Domnul poate scoate lucrători la secerișul lui. Și textul continuă, sau principiul continuă, în citiți cu voce tare. Well, dacă realmente visezi la secerișul lui Dumnezeu, de ce nu te rogi pentru locul gol de lângă tine? În biserica noastră sunt multe sfere care nu au responsabili de sferă. Dragii mei, noi am putea să ne adunăm la tot felul de ședințe de comitet, dar poate că adunările de rugăciune ar fi de mai mare folos. Rugați pe Domnul secerișului să scoate lucrător la secerișul lui. Dacă Domnul scoate, roagă-l să o facă.
stai în fața Scripturii și cere lui Dumnezeu ca să umple cu lucrători secerișul lui. Ceea ce e foarte interesant este că rugăciunea are menirea să așeze pe inima celui care se roagă poverile de pe inima lui Dumnezeu. Și știți ce se va întâmpla? În timp ce te rogi pentru a umple spațiile de lângă tine, Dumnezeu îți va deschide ochii să vezi că mai poți face ceva. Mai poți întinde o mână, mai poți da un pahar de apă. Și în felul acesta, alții vor fi încurajați să pornească pe urmele tale. În Matei, capitolul 5, versetul 9, Domnul Iisus, în una din fericiri, spune: ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Când ai curajul să iei jugul lui Hristos pe umăr, când ai curajul să intri în misiunea împărăției, când ai curajul la cina Domnului să zici: Doamne, sunt aici. Dumnezeu te ia în brațe ca pe Fiul Lui, ca pe Fiul Lui. Dumnezeu, citiți cu voce tare: care din voi credeți lucrul acesta? Foarte interesant. Intri într-o lucrare, simți că e mult peste tine și la un moment dat cineva se apropie de tine și te încurajează. Și pe măsură ce faci ceea ce îi cere Pavel lui Timotei, vezi cum resursele lui Dumnezeu îți sunt puse la dispoziție. Și în felul acesta, lucrarea se face cum nici măcar nu te-ai gândit. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul tău. Niciodată să nu-ți închipui că tu le poți face toate. Dragii mei, asta este tragedia când împingem un om în vârful piramidei în biserică. El se încarcă cu responsabilitate și are impresia că le poate rezolva pe toate, dragii mei, și este o minciună. Numai Hristos poate fi capul bisericii. Sub El e nevoie de o mulțime de lucrători de tot felul, dragii mei, ca lucrarea să fie făcută. Și de aceea, în secerișul lui Dumnezeu, e nevoie de un efort de echipă. Biserica nu poate fi condusă de un om, decât de glorificatul om, Iisus Hristos, care este capul bisericii. E nevoie de un efort de echipă. De pildă, în Eclesiastul, capitolul 4, versetele 9 și 10, mai bine doi decât unul, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dacă este singur și cade, cine îl va ridica? Și textul spune, vor primi cu atât mai mult pentru lucrarea lor, dacă sunt doi. Înmulțește, într-un fel, lucrarea lui Dumnezeu. În echipă nu contează rolul pe care îl joci, ci modul în care îți împlinești credincioșia cu care îți împlinești puținul care îți stă în mână. Dragii mei, Dumnezeu apreciază credincioșia mai mult decât orice. Credincioșia. Ai 5 talanți? Pune-i în negoț. Ai 2? Pune-i în negoț. Dar nu-ți îngropa talentul. Pune-l în negoț. Este foarte greu să dai un pahar de apă în numele unui ucenic? Spuneți-mi, care dintre noi? Spune, n-am niciun loc în biserica mea, în împărăția lui Dumnezeu. Eu nu știu, nu am, n-am. Ai un zâmbet, ai o mână întinsă, ai un pahar de apă, poți deschide ușa casei, poți invita la tine pe cineva. Și în felul acesta, Dumnezeu ia puținul care îl ai și își face lucrarea, dragii mei, ca un merindele din traista copilașilor, când Domnul a înmulțit pâinile. Iar atunci când, în sfârșit, ți-ai luat inima în din să intri în lucrare, n-aștepta aplauze de la oameni. N-aștepta aplauze de la oameni. Nu ei te-au angajat, nu ei te vor răsplăti. Și să nu uiți, Domnul nu va lăsa nerăsplătită osteneala ta. Nu va lăsa nerăsplătită osteneala ta. Lăsați-mi voie să trag concluziile. Suntem la cina Domnului. Și la cina Domnului se cuvine să punem o singură întrebare. Doamne, mi-ai vorbit un an de zile. Ce vrei să fac?
Și dacă ești serios cu întrebarea aceasta, în seara asta te vei hotărâ să intri în jug alături de Hristos. Mă aduc aminte de bătălia pastoral-misionară a bisericii. Ce mare lucru, spunea Ruben, nu călătorim singuri, călătorim împreună cu El. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Dar știți cine este acest eu care este cu noi? Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile. Observați, prin puterea lui Hristos suntem chemați să fim și să facem ucenici asemenea Lui, sporind și contribuind la cunoașterea Lui și încurajându-ne la ascultarea de El. Aș putea să trec prin toate principiile pe care le-ați auzit și pe care le vom lua una câte una în lunile care urmează. Dar dați-mi voie să mă opresc doar lângă prima dintre ele. Și citiți-o cu mine, cu voce tare. Dar pot să o spun și așa. Implicarea în seceriști cere angajarea mea. Suntem la început de an și Hristos încă nu și-a terminat lucrarea. Și de aceea urarea sau provocarea de început de an am luat-o din Matei, capitolul 11, versetele 28-30. Veniți la mine și nu-i cheamă pe viteși, dragii mei, nu-i cheamă pe cei odihniți, nu-i cheamă pe cei cu potențial imens. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră, spune El. Pentru că doar în jug alături de Hristos găsești odihnă pentru sufletul tău. Dragii mei, nu știu ce planuri v-ați făcut pentru anul acesta. Dar vreau să vă spun, e nevoie de fiecare dintre noi. Cu ce ai în mână? Dacă n-ai decât un pahar de apă, dă-l cu bucurie în numele lui Hristos și fă-o ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unul care știe că vei primi de la Domnul răsplata moștenirii tale, tu slujește Domnului Hristos. N-aștepta aplauzele oamenilor și nu uita. Dumnezeu nu este nedrept să uite osteniala ta, indiferent cât de mică sau mare ar fi ea. Dumnezeu nu este nedrept să uite osteniala ta. Amin. Dragii mei, stăm la cina Domnului și nu știu exact cu ce v-ați obișnuit repetând de atâta ori cina, dar v-aș aduce aminte de biserica primară. Stăruia învățătura apostolilor ca să audă cuvântul. Se adunau în case la legătura frățească și dezbăteau cuvântul și pe urmă se opreau înaintea frângerii pâinii ca să spună da sau nu lui Hristos, dacă vor sau nu vor să trăiască în lumina lucrurilor înțelese. Și apoi rugăciunea îi ajuta să se alinieze pe urmele lui Hristos Iisus. Vom frânge pâinea și vom întinde mâna după pahar. Dar cum ar fi să ne ridicăm înainte? Ați auzit provocarea Domnului Iisus. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dragii mei, dacă vrei să spui, da, sunt aici, fă-o cu voce tare. Nu trebuie să rostim cuvinte multe, Dumnezeu ne știe inima. Dar dacă n-ai curajul să rostești un cuvânt, ridică o mână. Și tu ai un pahar de apă pe care îl poți da în numele Lui. Haideți să stăm înaintea Domnului câteva momente.